ajută. Cred că nu este om care să nu fi cunoscut la un moment dat o persoană cu calități deosebite, cu o viață frumoasă, care să ajute pe ceilalți să fie apreciată și care să sufere un necaz, o boală cumplită sau poate chiar să moară la o vârstă la care ar mai fi putut trăi mulți ani. Ne punem întrebarea de ce suferă cei buni, de ce și cei care fac lucruri bineplăcute lui Dumnezeu, precum au fost cazul, să zicem, a Sfântului Nectarie, a Sfântului Paisia Ghioritu, au suferit de boli grele, de ce unii suferă chiar de moarte neașteptată. Haideți să ne căutăm un răspuns în Cartea Faptele Apostolilor, în pericopa care se citește din capitolul 9, și unde ni se relatează mai întâi despre o vindecare pe care o face Petrul când tămăduiește pe Enea, un om care zăcea în pat de 8 ani, era paralitic, după care ni se spune că în Iope era și o uceniță cu numele Tavita, plină de fapte bune și de milostenie, și care s-a îmbolnăvit și a murit. Și l-au chemat pe Petru, fiind aproape Lida de Iope, ni se spune aici, iar el când a sosit, a fost dus în camera de sus unde se afla Tavita și zice, l-au înconjurat toate văduvele, plângând și arătând cămășile și hainele, câte le făcea căprioara. Tavita e, așa se tălcuiește, căprioara, pe când era cu ele. Și Petru, scoțând afară pe toți, a îngenunchiat și s-a rugat și, întorcându-se către trup, a zis, Tavita, scoală-te. Iar ea și-a deschis ochii și, văzând pe Petru, așezut. Și dându-i mâna, Petru a ridicat-o și, chemând pe sfinți și pe văduve, le-a dat-o vie. Chemând pe sfinți, adică chemând pe cei care făceau parte din comunitatea bisericii și cei care fac parte, să numiți uneori în scrierile Noului Testament sfinți, pentru că sunt părtași la trupul lui Hristos, care este unul sfânt. Iată așadar un astfel de caz despre care vorbeam. O tânără, fecioară, curată, plină de fapte bune, care se îmbolnăvește și moare. Ea este înviată de Petru. E clar că nu toți cei care suferă au suferit de-a lungul timpului și suferă și astăzi și au murit, au fost în viață. Aici este un model, este un exemplu, este un simbol, ceea ce ne arată pasajul acesta din Faptele Apostolilor. Vrea să ne arate că miza nu este una pământeană. Deci faptul că noi dobândim o anumită bunătate, o anumită frumusețe, o anumită sfințenie în ultimă instanță, toate dobândindu-le de la Dumnezeu, nu reprezintă un scop în sine, ci ele tocmai sunt ca să ne apropie pe noi de Dumnezeu și moartea, din punctul acesta de vedere, boala și moartea nu sunt o pedeapsă, ci dimpotrivă sunt o șansă de a aprofunda această unire cu Dumnezeu. Și sunt de folos și pentru cel care pătimește și se știe că omul în suferință se apropie și mai mult de Dumnezeu, dar sunt de folos și pentru cei din jurul său. Vedem aici cum aceste văduve, cei din comunitate, s-au mobilizat și au fost foarte solidari în fața acestei neașteptate morți și l-au chemat pe Petru, Petru fiind simbolul bisericii. Deci suferința, mai ales a celor care sunt frumoși la suflet, a celor pe care noi vedem curați și poate și sunt, că așa i-a ajutat Dumnezeu să fie, este ca noi să fim și mai solidari între noi, să muiem inima noastră, inima noastră să devină și mai sensibilă și să avem și mai multă nădejde în Dumnezeu, nu să ne revoltăm. Sigur, de multe ori omul se revoltă în fața suferinței și până și modul acesta de a ne
manifesta, îl primește Dumnezeu și pune răspuns și în inima celui care se revoltă. Dar cel mai adesea suferința, iată, ne adună pe noi împreună, iar Tavita, vedeți, mai întâi deschide ochii, vede pe Petru, conștientizează și apoi se ridică. Deși noi avem nevoie să ne deschidem ochii minții, să ne deschidem ochii inimii, să vedem pe Dumnezeu dincolo de lucrurile care ni se întâmplă, indiferent cât de rele sau apăsătoare sunt sau chinuitoare, să înțelegem că este scăpare dincolo de toate acestea, că nădejdea noastră este Dumnezeu și apoi, conștientizând aceasta, să trecem la acțiune și noi să ne ridicăm, precum Tavita din morți, să ne ridicăm din moartea sufletească, că de multe ori suntem vii biologic, dar mor spiritual și avem nevoie să înviem.